Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Suntem în seara de 30 august, când apune aproape o lună întreagă de rugăciune peste pomenirea Sfântului Ierarh Varlam, mitropolitul Moldovei, Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului. Semn că neamul acesta a născut și sfinți, nu doar politicieni și nu doar oameni de literatură, subiecte de literatură de cele mai multe ori. Cuvântul din seara aceasta este simplu și vine din epistola a doua către Corinteni. Deci, vă rog să-mi fiți mie următor, precum și eu lui Hristos. Se roagă Pavel de ucenicii lui sau de creștini în general să-i fie lui următor, precum el este următor lui Hristos. E un fel de geneză duhovnicească în purtarea aceasta de grijă a unuia către altul, în încercarea de a-l duce, nu în direcția în care vreau eu să te duc, în direcția în care ar fi bine să mergem, ci în direcția Hristos, un azimut fără îndoială foarte greu de atins și foarte greu de trăit ca atare. Sfântul Apostol Pavel este o figură cu totul specială a lumii creștine. Începutul prezenței lui în biserică este legat, dacă vă aduceți aminte, nu-i așa, de moartea lui Ștefan, păzitor al hainelor lui Ștefan, adică parte integrantă a miliției templului. Ba chiar căutarea către Damasc a trupului Domnului Hristos celui înviat arată că era foarte lipit de tradiție, era foarte lipit de tot ceea ce însemna încercarea de a eluda din start și de a anula din start prezența creștinismului în viața Ierusalimului și a lumii întregi. Dar Pavel, până la urmă, într-un singur verset, cum spune unul dintre profesorii noștri de aici, de la Sibiu, Grigorie T. Marcu, într-un singur verset devine din păgân cel mai mare apostol pe care creștinismul l-a avut la îndemână. Atât de mare încât unii chiar cred că el este creatorul creștinismului. Ar fi bine să revadă ce spune Sfântul Apostol Pavel. Le repetăm. Deci, vă rog să-mi fiți mie următor, precum și eu lui Hristos. Hristos este începutul creștinismului și ar fi bine să nu uităm acest aspect. Ca să ne liniștim și ca să așezăm oarecum cuvântul acesta la îndemâna noastră pentru o seară ce urmează, îngăduiți-mi să vă citez un mic fragment din George Bernard Shaw. El spune la un moment dat, prima condiție pentru a fi fericit este să n-ai timp să te gândești la nefericire. Prima condiție de a fi creștin, este foarte important acest lucru, este să n-ai timp să dai cu creștinismul de pământ și să crezi că prin critica ta rezolvi problemele. Vă spune puștul ateu care dintr-o dată a simțit că Dumnezeu e parte integrantă a vieții sale și că prin acest Dumnezeu întrupat poate nu doar să schimbe viața sa, ci viața unei lumii întregi. Știu, pare un pic laudă de sine câteodată atunci când creștinii vorbesc despre convertirea lor, dar să știți că de cele mai multe ori merită, pentru că nu o fac decât ca să vă îndemne să fiți niște urmași buni a celui care este Domnul nostru Iisus Hristos. Apune, spuneam, o lună întreagă de rugăciune și de drag. Asta nu înseamnă că mâine nu mai este o nouă zi de august și că nu putem să ne întâlnim cu Sfinții zilei de mâine. Mâine, așadar, este o nouă zi.